Ave Moro. Geografie. Mergem? Nu mergem? Eu pur și simplu o să mă duc, o să fac și poate dau un skip ca să nu vă plictisesc. Ne întoarci și nu vreau secundă. Am trecut de geografie. A fost ușor. M-am încurcat pe la sfârșit, dar a fost ușor. Da, turnul fel. Nu, nu am văzut asta, Jimmy, eu am fost acolo, am jucat cu tine. Mă rog. Sunt consulat de mic, mă rog. Păi ce avem? Cerea cătărșie și small offenses. Yo, man. Ce ține? Hai să facem character sheet odată sau... Mai bine zicem pas, nu, nu vreau să fac character sheet. Ce naiba? Da, misiune. Tocmai ce am primat câteva misiune de vreme. Alea când ne-au bombardat aia cu... Și... Ar fi trebuit să mă îmbrac atâta. Dar nu știu, îmi place carul și restul. N-au helmet. Cui pasă că n-am cască? Am o frizură șmecheră, deci practic n-am o cască. Dacă știi leg. Drifturi. Sc-r boss. Cred că acum doar vă pierd timpul, pentru că eu doar fug așa în liniștire, dar ce ziceți dacă am face paper route intro? Pauză până atunci. Colegii se iau de tine la școală? Sună-ne pe noi, prefecții școlii Bulwark, și nu vei mai avea probleme cu zurbagii. Vor fi trimiși imediat la director. Vă mulțumesc, doamnelor, m-a salvat! Sper că v-a plăcut pauza mea publicitară. Nu a durat mult să o fac, am fost chiar la naibii de ușor, doar m-am gândit la ea. Iure, am găsit un copil pe stradă și gata. Revenind. Am zis că facem paper route intro și chiar asta o să facem. Suntem ce mai aproape de ea. El, ea, ce-o fi. O, facem și am terminat, da? Ea aproape, cred că pot să-mi parchez scooterul aici. Desigur că-ți cer scuze, mă rog. Paper route intro. Acum o să vă zic de ce e jobul lui Jimmy să fie livrator de ziare. Veți vedea acum. Jobul inițial. Așa să fie. Deci, vedeți, asta e singura misiune de margine care îți conferă bani și care are un cutscene. Doar la intro. În rest, poți doar să tunzi iarba de la oamenii din parc și la o cască, dar
aia se deblochează după ce curezi tot parcul de iarbă. Fără motiv. Doar ceva de discuție. Deliver the newspapers before time runs out. Oh, ce mi-aș dori și eu să am un job de ăsta. Aș face bani frumoși. Mă rog, câți bani se pot face prin a livra niște stupide de ziare. Dar ar fi bani de buzunar totuși. Așa n-ar mai zice lumea că nu fac nimic. Să știi! V-am zis, dacă nu știți engleză, în videoclipurile mele este greu să-ți producți. Plus o să fac o serie în engleză, dar va fi doar pentru cei de din afară. Pentru că na. Exact. Pe din afară e mai bine apreciat YouTube-ul decât în România. În România e numai hating. V-am zis asta și mai de mult, dar în prima serie care a fost chiar cea mai nașpa. Întorcându-ne la subiect, vom face misiunea Carnival Day. Da, fug, mișto melodia. FPS-uri mici. Rage. Oh. Publicitate. Nu ai flori când vrei să atragi fete? Fuck! Cumpără de la noi și vei avea. La rezonabil preț de doar $1, Yum Yum Market îți va rezerva marea cantitate de iubire de la o fată. Exact, Yum Yum Market îți va conferi tot ce vrei. De exemplu, dacă ți-e sete, oh, am lucrat mult la antrenamentul de fotbal azi, mi-e sete. Ce noroc! Yum Yum Market! Exact, Yum Yum Market! Îți va conferi orice dos de suc pe care o vrei. De exemplu, dacă ți se rău de tot și vrei un Bim Cola, vino la Yum Yum Market. O doză nu costă mai mult și nici mai puțin decât $1. Și dacă vei cumpăra vreun milion toată viața, o să ajungi să le ai pe gratis. Exact, pe gratis, zic eu, gratis. Vedeți? E adevărat, 1 milion de doze. Există $1 million. $1 million cheltuiți îți conferă pentru toată viața gratis suc. Yum Yum Market. Ta-ta-tam. Păi acum că tot am urmărit încă o publicitate random, da, îmi trebuie un scenariu. Chiar îmi trebuie un scenariu. Hai să facem ceva. Carnival Date. We had a date and you are 3 minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you liked flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe